Bun găsit, prieteni! Iată, încet, încet ne apropiem de săptămâna aceasta încărcată, o săptămână pe care am dedicat-o viitorilor absolvenți de clasa 8-a. Încercăm să-i ajutăm în pașii pe care îi vor avea de realizat pentru înscrierea pentru clasa a noua. Astăzi avem o premieră, avem o emisiune împărțită în două, doi manageri tineri, doi manageri impetuoși, doi manageri pregătiți. Am spus manageri, nu, de fapt sunt două persoane feminine, am gândit bărbătește, asta este să mai întâmplă. Începem aici cu managerul de la Colegiul Agricol, doamna profesor Codreanu Daniela. Sărmâna, bine ați venit la noi Bună în ziua și emisiune. mulțumesc de invitație. Intrăm direct în subiect, că nu avem timp de pierdut. O locație excelentă, doamna director. Aveți acolo în apropiere piață, aveți parc, aveți gara aproape, numai autogara, pentru că s-a demolat și în locul ei s-a făcut cu totul și cu totul altceva. Comuniștile ilegale, la un moment dat, veneai cu trenul din alt județ, coborai în autogara și te duceai pe parcursul întregului județ. Spuneți-ne câte ceva, lăudați-vă pe bună dreptate și în loc pe colegul meu să pună acele pliente. Apropo de această locație excelentă, că nici HD-ul nu e atât de aproape de atât de multe lucruri, ceva 500-600 de metri mai la vale. Da, este adevărat. Școala are o locație privilegiată. Ne aflăm în centru, aproape de gară. Autogara era, deci autobuzele transbus opresc în apropiere. Avem stații acolo și avantajează elevii navetiști, care din acest punct de vedere fac 2 minute până la școală de la stația de autobuz, Și care pot veni acasă și care cu cumpărături pot pentru veni și cu bunica din cumpărături piață, de la nu? piață, sigur că da. Deci locația, într-adevăr, este unul din punctele forte ale școlii și ne avantajează. Dar nu doar locația, deci școala are multe alte avantaje cu care se mândrește și din această perspectivă așteptăm absolvenții claselor a 8-a să vină la noi la școală. Doamna director, o întrebare pe care am mai folosit-o de-a lungul acestei săptămâni. De ce a trebuit să vină un absolvent de clasa 8-a la dumneavoastră, dincolo de această locație excelentă? Dincolo de această locație excelentă, Liceul Agricol Dr. Constantin Angelescu este o școală de tradiție, o școală cu calificări atractive, căutate pe piața muncii, o școală mare, frumoasă, consolidată, dotată cu ateliere, laboratoare, cadre didactice de excepție, bine pregătite, formate și pregătirea practică se face la agenți economici de top, cei mai importanți agenți economici din orașul Buzău și din județ, cu care noi avem încheiate parteneriate. Din această perspectivă, ne lăudăm că avem încheiate 100 de parteneriate cu 100 de agenți economici pentru toate calificările pe care le școlarizăm. Da, domnul director, o întrebare în afara subiectului, strada crizantemelor. Chiar aveți crizanteme acolo în curte, în curtea liceului? Avem Să aveți, da. și crizanteme, și trandafiri, și trandafiri urcători, și multe flori, glicină, multe lucruri sunt îngrijite de colegii de specialitate, domni ingineri agronomi, stropite de dăunători, tăiate la timp. Adică ziceți că aveți și un mic, un Avem colț de mic rai, așa. un colț de rai în curtea școlii, un parc pe care îl întreținem și cu elevii, și noi, și cu canapele, cu copiii se pot recrea în pauze, în timpul liber. Deci este acum curtea școlii este o frumusețe. Apropo de parcul de acolo, mi-aduc aminte, am învățat și eu pe final de clasa a patra, nu, în 77, căzuse, mă rog, școala 8, unde am învățat eu, că am început să periți să cam deplaseze și cred că ultimul trimestru, cum era împărțirea la vremea respectivă, am venit și am învățat undeva la intrarea dinspre locul unde este amenajat cabinetul stomatologic, cred. Ei bine, spuneați de parc, acolo se poate învăța și cum să acorzi prioritate în rond, nu? Da. În loc pe colegul meu să pună acel spot de prezentare al liceului, doamna director, odată intrat pe porțile liceului, cine ce garantează din punct de vedere profesional la dumneavoastră?
Deci, cum v-am spus, avem calificări, deci oferim calificări foarte căutate pe piața forței de muncă, profesori bine pregătiți, un colectiv de excepție de cadre didactice, dotare, deci școala este dotată la standarde europene, deci laborator de industrie alimentară, de patiserie, de turism și alimentație, de agricultură, ecologie și protecția mediului, atelier de mecanică, de transmisii, de motoare. Toate domeniile sunt atinse prin astfel de ateliere sau laboratoare. Avem sală de sport modernizată, teren de sport, internat și cantină la care cazăm și fete și băieți în internatul școlii noastre. Masa se servește la cantina care este în incinta în curtea școlii. Școală de șoferi, deci pentru meseriile care au prevăzut în planul de școlarizare acest lucru, oferim școala de șoferi în mod gratuit, categoria B, pentru mecanic auto, mecanic agricol, tinichigiu, vopsitor auto, meserie pe care o introducem în acest an, și instruire practică la agenți economici de top din orașul Buzău și din județul Buzău. Am înțeles. Chestia asta cu posibilitatea de a exersa în vederea obținerii permisului de categoria B mi se pare extraordinară. Sunt mulți elevi, mai ales băieți, să zicem, care optează în mod special pentru, din acest punct de vedere? Da, anul acesta avem 4 clase care au acest avantaj. Da, sunt mulți copii, mulți elevi. Din acest punct de, din acest motiv, pentru clasele de mecanică auto, noi din 2015 până azi, până în vară, în 2019, în fiecare an am dat concurs pentru că am avut 2-3 pe loc, deci numărul elevilor care s-au înscris la această calificare a depășit cu mult numărul de locuri alocat. Iată, aveți și un parc auto cât se poate de nou, cât se poate... Da, da, avem două autoturisme pentru școala de șoferi. Una din mașini este cumpărată cu programul Rabla și încercăm, facem demersuri ca și în acest an să cumpărăm a doua mașină prin programul Rabla, deci să avem 3 autoturisme pentru școala de șoferi, pentru că cererea este foarte mare. Da. Domnul director, primiți în clasa nouă un adolescent și dați societății după 4 ani un major. Ce se întâmplă în acești 4 ani cu elevii dumneavoastră? În acești 4 ani elevii învață, se califică, fac practică, sunt educați, sunt pregătiți pentru viață, pentru societate, pentru piața muncii și noi ne mândrim cu acest lucru și avem foști absolvenți în foarte multe societăți economice din oraș și ne mândrim cu acest lucru. Da. Domnul director, colegul meu Alex avea programat la un moment dat nunta, pandemia i-a stricat planurile așa cum se mai întâmplă. Dacă, prin absurd, ar vrea să apeleze la liceenele dumneavoastră de aici pentru servire la masă, sunt în stare să duc așa cap-cadă o operațiune de genul ăsta? Da. Ar costa ceva? Faceți practica sau cum? Deci, elevii fac practica în mod organizat la operatori economici în urma încheierii unui contract de practică. Sunt organizați acolo conform unui grafic de pregătire practică prin profesorul care îi însoțește. Unitatea de practică are un tutor care se ocupă de ei și
contează foarte mult această practică. Am înțeles. În afară de meseria aceasta, spuneți că un absolvent, în momentul în care pleacă, poate beneficia de procurarea unui permis de categorie B. Iată, pleacă inițiați în arta bucătării, să zic așa, pe românește, a servitului. Ce profesii mai deprind, mai capătă, tot așa, pe perioada liceului dumneavoastră? Pe perioada liceului, deci noi avem acreditări pentru foarte multe calificări, dar pentru anul școlar 2020-2021 sunt propuse în oferta de școlarizare trei calificări: tehnician în agroturism, tehnician în activități de comerț și tehnician în gastronomie. Aceste calificări sunt calificări căutate. Pentru tehnicianul în agroturism este o calificare în domeniul agricultură. Elevul, absolventul, are competențe și deprinderi pentru organizarea activității în pensiunea agroturistică. Accentul este pus pe produse bio și instruirea practică se face la pensiuni agroturistice din județ. La tehnician în activități de comerț, activitatea practică se desfășoară la hipermarketuri și supermarketuri din oraș, dar și la magazine din centru, de pe Cuza Vodă, din zona pieței, cu specific pentru mărfuri atât alimentare cât și mărfuri nealimentare, unde elevii pot vedea cum se fac stocurile, oferta de prețuri, cum se așează marfa și așa mai departe. Deci tot ce înseamnă o activitate de comerț, identificarea oportunităților de piață și tot ce înseamnă această activitate de comerț. Tot pentru liceu, foarte căutat este și tehnicianul în gastronomie, unde principala activitate este în bucătărie. Acolo, de la competențe, de la primirea mărfii, producerea preparatelor, preparate de patiserie, bucătărie, cofetărie, deci tot ce înseamnă bucătărie națională, internațională, deci românească și internațională, gestionarea stocurilor, practica se face în toate marile restaurante din oraș, din centru până la Podul Mărăcineni, în toate ieșirile din oraș, toate marile restaurante și hoteluri au elevii noștri la instruire practică și tot aici găsim și absolvenți angajați. Deci peste tot sunt absolvenți angajați ai liceului agricol. Vorba zicale, la câte o cotitură mănâncă o prăjitură. Apropo de chestia asta, doamna directoare, când faceți degustări de genul acesta? Ați gustat? Sunt bune? Da, cum sunt? Da, facem degustări mereu, da? Și întotdeauna la orice manifestare, am avut ziua școlii, ziua porților deschise, ați avut imagini mai devreme cu niște cadre didactice din Franța care au venit într-un schimb de experiență. Deci, de acolo ați învățat croasantele, nu? Sau să le nu, produceți? Dumnealor au învățat la noi să și-au exersat puțin acest principiu să realizeze aceste croasante, dar la noi gogoșile sunt brand, toată lumea care a venit ne-a lăudat gogoșile și în general la toate manifestările, la ziua școlii, la noi le arătăm școala, ce avem mai frumos și le arătăm și acest laborator de patiserie și
unde colegele de specialitate împreună cu elevii fac fel și fel de lucruri dulci și delicioase. E pe principiu să mâncăm gogoși, dar nu să vindem gogoși, nu? Da. Spuneți-mi dacă ar fi să ne recomandați din toate bunătățile acestea care rulează doar așa la distanță, cu ce ne-ați îmbeia dumneavoastră? Uite, intrați acum în imagine acolo și ce ne-ați dat să aducem aici în studio, să mâncăm, să gustăm, să ne dăm seama cât de pregătiți sunt elevii dumneavoastră? Da, acolo ce se observă în această imagine, elevii fac suc de mere. Aici a fost ceva cu aranjarea mesei, tot la fel pentru gastronomie. Croasante, plăcintă, gogoși, fel și fel de bucate, să spunem așa, pregătite. Puneți și murături, că văd un borcan acolo. Punem și murături la cantină. Am înțeles. Da, la cantină avem murături, avem de toate pentru elevii care servesc masa la cantină. Am înțeles. Alex, auzi, dacă ți s-a dat peste cap programarea de la restaurant, mergem la liceul agricol, la doamna director, are acolo tot ce vrei, DJ, facem rost, nu e nicio problemă. Deci am rezolvat și această problemă. Doamna director, înțeleg că dumneavoastră nu dați societății absolvenții pregătiți și viitoare soții și mămici cât se poate de gospodine, din punctul de vedere. Categoric. Da, sunt convins că v-ați gândit și la acest aspect. Revenind la lucrurile foarte serioase, care este răspunderea unui dascăl sau unui diriginte, dacă doriți dumneavoastră, apropo de elevii dumneavoastră de liceu? O, este răspunderea foarte mare, pentru că cu toții ne dorim ca elevii să obțină acel atestat, deci certificatul de competențe profesionale, cu ajutorul căruia el merge să se angajeze la finalizarea liceului sau la finalizarea învățământului profesional de 3 ani. Deci, foarte mulți vin pentru obținerea acestei diplome care îi dă dreptul să fie angajat într-o societate de profilul sau domeniu pe care el și-a dorit-o. Și numai învățând, făcând practică, fiind serios, acest elev poate să ajungă să finalizeze cursurile, deci nivel 4 liceu sau nivel 3 învățământ profesional. Da, fiindcă avem imaginea acestea cu mașinile ridicate acolo pe rampă, se deprind și cunoștințe de mecanică sau șoferie și atât? Da, pur și se deprind și cunoștințe de mecanică, deci la mecanic auto, mecanic agricol și tinichigiu vopsitor auto, deci cele trei calificări din oferta de școlarizare din această vară pentru învățământul profesional de 3 ani, deci acum vorbim de învățământ profesional, elevii studiază partea de mecanică, deci în clasa 9 se începe cu lăcătușerie, deci tot ce implică acest lucru, urmând ca apoi în clasa 10 organe de mașini, motoare, deci iar în clasa 11 poză din imagine din atelierul de lăcătușerie al școlii, redotat, modernizat în ultima perioadă de timp. Și deci în urmând ca automobilul cu părțile componente, motor, transmisie, diagnosticare, tot ce înseamnă să fie studiat până la terminarea școlii profesionale de 3 ani. Da. Permisul se obține și școala de șoferi se desfășoară în clasa 11-a, deci în anul 3 profesională, ca orice școală de șoferi acreditată, începe cu o parte de legislație, cu profesori acreditați pentru legislație rutieră, apoi urmând în urma testărilor care se dau, elevii trebuie să obțină un prag, un punctaj, ca să înceapă conducerea auto pe mașina de școală în oraș, în poligon, cum se face cu dosarul elevului, cu absolut tot, orice școală de șoferi acreditată. Da. O întrebare așa de chibiță. Aveți idee în lunga dumneavoastră perioadă de manageriat cam câți șoferi ați produs pentru șoselele patriei? Foarte mulți.
Nu știu. 500, da, 600, foarte mulți. Deci cu ordinul, da, sutelor. Da, pentru că școala din totdeauna a avut și această parte de mecanică și elevii au obținut permis la liceu agricol. Am înțeles. N-a venit niciun polițai să vă spună, doamnă, dumneavoastră aici, uite, a obținut permisul, păi și avem făcut... și domni care lucrează la Ministerul de Interne, absolvenții noștri care au obținut permis. Deci la toate noi, când erau la școală. Toate lucrurile sunt într-un circuit, așa cum și trebuie să fie într-o societate. Spuneți-mi, bagajul de cunoștințe cu care pleacă un absolvent la liceul agricol, cam cât la sută este fundamental pentru viitorul meseriaș? Păi, într-un procent foarte mare, adică eu cred că 80-90% din meseria respectivă o deprinde pe băncile școlii și la instruirea practică, pentru că ei asta fac la practică, deci capătă priceperi și deprinderi pentru meseria respectivă. Deci mecanicul auto, mecanicul agricol, tinichigiu, vopsitor, practica se face în servisuri auto, unde au program zilnic de 6 ore, 7 ore, depinde de anul de studiu, unde ei desfășoară activități acolo în servisul auto respectiv. La mecanicul agricol, practica se face la unități dotate cu mașini agricole și tractoare din județul Buzău, la fel capătă astfel de competențe, iar ca și o noutate cu care noi școala ne lăudăm, am încheiat un parteneriat cu firma New Holland și începând de la toamnă, elevii de la mecanic agricol vor face practica comasată, deci un număr de săptămâni de practică în atelierele de reparații ale acestei firme de la Șindrilița și Giurgiu, împreună cu specialiștii firmei New Holland, pe cheltuiala acestei firme, însemnând transport, masă, cazare și echipament de lucru. Pe lângă partea de instruire, sigur că da, pentru că este mare cerere de mecanic agricol și aceste firme mari doresc, au nevoie foarte mare de forță de muncă și doresc să angajeze. Au spus că dacă sunt serioși și învață și se aliniază dorințelor dumnealor, îi angajează pe toți. Da. Apropo de seriozitatea aceasta, doamnă director, știu din practică, n-are rost să spunem unde este liceul, apropo de învățământul dual, o situație în care mai sunt destui elevi care se prefacă, vin pe la practica despre care vorbiți, pleacă de acasă, cei de acasă vorbesc de perioada normală de școală, părinții știau că pleacă de acasă, dumneavoastră știați că sunt la practică, ori acolo se întâmplau că venea câte unul, venea doi, maestrul mai întreba, el se făcea că n-aude și tot așa. Cam care este situația la dumneavoastră? Noi ne străduim să nu avem astfel de cazuri și sunt foarte rare, sunt izolate. Cadrele didactice ale școlii permanent verifică locurile de instruire practică, zilnic merg la agenții economici când au astfel de ore în program și se face prezența elevului, deci nu este o seriozitate și noi vrem să, din acest punct de vedere, să ținem ștacheta sus și să nu avem astfel de situații. Da, îl rog pe colegul Alex să pună și calupul acela de fotografii cu activitățile din liceu. Adică spuneți dumneavoastră, doamna director, că e important ca elevii să înțeleagă că e un timp pierdut pentru ei și da, e, poate cumpăra orice în lumea asta în afară de sănătate, timp pierdut și fericire. În rest, toate sunt de recuperat. Cum stați cu activitățile artistice, cum stați cu plimbările, cu drumețiile, cu tot ceea ce ține de săptămâna altfel și nu numai? Păi stăm bine și din acest punct de vedere. Avem activități artistice, avem dansuri, avem excursii, am drumeții, voluntariate,
toată paleta de activități este făcută și la noi la școală. Deci elevii noștri avem și ca și sport, echipă de handbal, de fotbal, campionat de șah, de atletism. Da, aveți acolo doi colegi cât se poate de implicați și cu multe rezultate, domnul profesor Drâmboceanu, domnul profesor Straton, zic bine, da? Da, domnul Stratone. Iată, și domnul Drâmboceanu, îi avem în imagine acum. Cu care ne-am intersectat, da, și la concursuri. Uitați, aici avem o vizită la Clubul Dinamo, au fost copiii, da, la exact, Clubul Dinamo este. Și au primit niște tricouri autografe, de la, cu și autografe. Doar de să la, dai noroc cu un, iată, de cu la fotbaliști celebri, deci au fost în vestiar, au fost pe teren, în vestiar la Dinamo, deci chiar încercăm pe toate planurile să lucrăm cu copiii, să vadă și altceva, să vadă și altceva, deci să fie scoși din acest mediu școlar. Și am încercat și cu firma de exercițiu, deci avem firme de exercițiu unde ei exersează ca și la o firmă, deci activitățile ca la, și la o firmă reală. Am în proiectul ROSE, aveți și la noi la școală, avem proiectul ROSE și am făcut excursii la universități, deci la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, cu care avem o colaborare lungă și fructuoasă, la Universitatea Politehnică a București, la fel, unde avem o colaborare, și la Facultatea de Mecanică Agricolă, după care am mers la fel cu autocare cu elevi la Brașov, la Universitatea Transilvania și acolo la facultățile tehnice. Am fost în vizită de documentare, elevii au văzut ce înseamnă să fii student, să stai în campus, facultăți de turism, de silvicultură, deci ce au acolo la Brașov. Încercăm să ieșim cât mai mult și să oferim elevilor toate informațiile, deci ei să poată să facă niște alegeri, să știe ce să-și aleagă, să știe ce doresc, ce Liga Elevilor Meseriași, și acolo am participat cu elevii la concursuri. Facem practică la, că am omis și nu vreau, o colaborare lungă avem aici cu Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Legumicolă din Buzău, patronată de Academia Română. Da, l-am văzut și pe domnul vânătorul prin fotografii, da, așa, de acolo. Cu Stațiunea de cercetare Pietroasele, da, cu pepiniera Istrița, care sunt patronate de Universitatea de Științe Agronomice din București, la care elevii la fel merg la practică și în aceste domenii. Da. Rog, Alex, să punem și clipurile acelea, să vedem mai dinamic, așa, cam ce se întâmplă din punct de vedere artistic. Domnul director, ce credeți că ar fi mai important din punctul dumneavoastră de vedere? Să plece de pe poarta liceului un major pregătit profesional sau un viitor cetățean care să fie un tip integru, un tip care să nu se aștepte doar de la societate, ci să și ofere la rândul lui? Eu cred că ambele. Deci ar trebui să cumuleze aceste calități, deci să fie un cetățean integru și de nădejde, dar să aibă o calificare care să-i ofere un venit, o viață bună, deci ambele lucruri. Noi încercăm să permanent să oferim elevilor exemple, să vadă aceste calități, deci și despre viață, dar și pentru obținerea unei calificări care să-i dea dreptul să se angajeze. N-am apucat să vorbim nimic înainte, dar poate vă vine în minte așa un nume, o chestie generic, apropo de model, de urmat, din oamenii care au plecat, care s-au
pregătit aici la liceul dumneavoastră, a ajuns undeva într-o funcție de parte sau un om de toată isprava, dacă aveți la îndemână. Dacă nu, înțeleg că în momentul în care cele două lucruri se împletesc, apropo de pregătire profesională, dar și pentru a fi un om cât se poate de serios în viață, v-aș întreba care e suprema satisfacție sau care ar putea fi suprema satisfacție a unui manager. Deci, să răspund la prima întrebare, deci de la, ca și absolvenții, de la domnul Benone Sinulescu, care e absolventul nostru și cu care ne mândrim și a fost invitat acum 18 ani, când școala a împlinit 100 de ani la centenarul școlii și ne-a încântat cu muzica dumnealui, până la primari, prefecții, inginerii, profesori universitari, deci avem absolvenții de seamă cu care ne mândrim, directori de școli, fost directori. Iată, ieri mi-a consemnat o pagină în cartea de onoare a școlii domnul director Pătrașcu Nicolae, fostul director al școlii, care au fost mulți ani director și dumnealui are 91 de ani acum. Și vorbim la telefon, dumnealui scrie tot timpul, publică la revista școlii și este un... Cred că și COVID-ul se uită cu respect la dumnealui. Se uită COVID-ul cu respect la dumnealui, dumnealui are grijă și nu este nicio problemă și acum ne scrie, noi le publicăm. Deci absolvenți cu care ne mândrim avem și oameni de nădejde. Ca și manager, eu mă mândresc cu absolvenții, cu o școală frumoasă care, la care eu am investit mult suflet și sper că se văd niște rezultate și încercăm permanent să ținem pasul cu noutățile și să ieșim cu lucruri frumoase, cu și absolvenții noștri să se mândrească în societate că au terminat liceul agricol. Da, iată, din imaginea seara este că și elevii dumneavoastră și colegii de catedră simt românești așa cum practic cam începe să fie așa pe o pantă descendent, pentru că am uitat să mai fim români adevărat, să fim naționaliști la modul pozitiv, desigur. În momentul în care încheiați o zi de muncă, obositoare sau mai puțin obositoare, când ajungeți acasă, aveți așa satisfacția datoriei împlinite, vă vine vreodată să renunțați, să fiți profesor pur și simplu cu lucrurile din pătrățica dumneavoastră și după aceea să vă vedeți de treabă? Ei, mai vine. Da? Mai vine, mă mai supăr, dar trecem peste și vreau să duc la bun sfârșit ce mi-am propus și îmi doresc ca numele Liceului Agricol să poată fi dus mai departe. Cum v-am spus puțin mai devreme, anul acesta se împlinesc 118 ani de existență, este cel mai vechi liceu tehnologic din județ, o școală de tradiție și eu ca manager să știți că am pus mult suflet în această școală și îmi doresc să meargă mai departe și să scoată tot timpul absolvenții de nădejde și oamenii pe care societatea să se poată baza. Doamna director, întrebarea de final înainte de a pune punct acestei prime părți a emisiunii noastre. O așteptăm aici, facem un schimb. Vine doamna director de la Grigore Moisil. Spuneți-mi cât trebuie să mai așteptăm ca să ne invitați la majoratul perioadei de directorat a dumneavoastră. E, nu, mai am câțiva ani, da. Bun. Mai am.
Păi vă urez atunci să atingeți și acest majorat. Mulțumesc și dacă frumos. Acolo undeva vă aduceți aminte că nu gustați din croasantele acelea, că le-am savurat de la distanță și eu și colegii mei din regie, venim cu mare mulțumesc plăcere frumos. Ca să fim convinși 300% că, într-adevăr, acele bunătăți care au trecut dincolo de sticlă chiar merită consumate cu mare drag. Vă mulțumesc, cu o reală plăcere pentru mulțumesc prezența aici în studio. Și pentru invitație și așteptăm elevii, absolvenții claselor a 8-a să ne treacă pragul la noi la școală, la liceu agricol. Deci vă găsești acolo, între piață și între colegiul piață, Bogdan Petrecei cu HD-ul, pe strada Crizantemelor. Între piață și gară ne găsește, toată lumea ne găsește, autobuzul oprește acolo în apropiere la o cofetărie celebră. Că am spus să n-avem voie să spunem nume și deci așteptăm indiferent, toți elevii. Indiferent că ar veni mai puțin pe calea aerului, vă găsește acolo pe strada Crizantemelor. Ne găsește oricum la piață, piața de păsări, cu centru, plian și o vorbă bună la înscriere și cu pixul bună, pentru cine a uitat de scris. Un pix, am îi înțeles. Așteptăm pe toți. Un fluier, tot ce trebuie, da. Pentru toată lumea. Vă mulțumesc frumos și vă urez mulțumesc multă baftă la a primi înscrieri. Mergem în cuventa pauză de publicitate, rămâneți cu noi pentru că lucrurile la fel de interesante, sunt convins. Ne va spune și doamna director de la Liceul Grigore Moisil, Adriana Voicu.